Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu din această seară, pe numele de scenă Marele Jack, ziaristul, publicistul și scriitor. La început, eu, să nu ne certăm de la Maris. Început. Da. Hai să ne de acum să stabilim apelativ. Vă rog, da, haideți să... La început eram ziaristul. Așa. La toate coțofenele de care am lucrat de-a lungul timpului. După asta am început să fac gălăgie și au zis publicistul. Și ziaristul, cu greu, cred că obțin de la tine dreptul de scriitor, totuși. Nu, la mine e simplu. Ba chiar că sunt membru al Uniunii Scriitorilor. Știu că sunteți și scriitor, adică nu e nicio problemă. Și am și pensie de scriitor, mică. Aveți pensie de scriitor? Da. A, păi se schimbă toată emisiunea. Ce tabletă aveți? Că văd că sunteți cu o tabletă, n-am avut în viața mea așa. Hai, nu, asta este iPad-ul 12. iPad 12. Da, și... Eu prost că v-am invitat. Nu, dar am luat-o când am plecat, că am vreo 10. Așa, da, zic, hai să iau și eu una. Și care, adică ce înseamnă iPad 12? E adică... foarte bun, are o spesebire, are o noutate. Vreți să o facem? Păi să ne cumpere. Da. Noutatea este faptul că are această tastatură. Are tastatură și e ca un laptop. Da, practic, și devine, da. Și-l pui aici, devine un laptop. Scrieți la laptop, domnule Cristoiu? Da. Sau scrieți de mână? În ultima proză scriu de mână și... Publicistică? Eseul din ăla am învățat să bat cu 10 deget. E foarte important. Am învățat? Am înțeles. Și articolele le scrieți tot la... Nu, articolele astea le scriu după ora 9, că la ora 9 închid eu partea de cultură. După 9, da. Le scrieți după ora 9 de mână sau tot pe calculator? Nu, de mână, pentru că scriu mai repede și după ora 9 sunt ziarist. Păi și doamna, până care, ora 9, eu nu doamna care vă editează, vă corectează textul, textul... Are 20 de ani de scris. Adică vă știe pe din afară, da. Practic. Deci am dat această știre de la ora, dacă e un interviu, eu sunt ziarist numai de la ora 9. După 9 seara. Păi, deci puneți de aia ca la magazin ziarist după orele 21. Da, păi și ea lucrează în fiecare seară, adică așteaptă ei, să... Nu, că mai dau, acum am renunțat mult și voiam să te întrebi pe tine, adică... Nu, asta cu scrisul în fiecare zi nu mai are nicio relevanță. Bine, mai degrabă dau alea de gânduri că le am o mie de pagini, măcar aia se mai uite. Nu, dar nu mai are, nu, e deja... Păi și de... când începe să publicați gândurile? Păi public... Lui Ion Cristoiu. Ca să am asigurat în fiecare zi că totuși dau deseori gânduri din ele, cum a fost asta cu... Și când apare cartea? Cred că în iunie, iulie. Și cum se va numi? Că era o problemă cu jurnalul titlul. Jurnalul gândurilor... Nu, cum am zis? Jurnalul gândurilor mele, anul 1. Anul 1. Dar acum scot, uite, ca știre, acum, cred că în iunie, da. Primul volum de... Am luat 6 ani de editoriale, până în decembrie 96, că după asta, după părerea mea, nu mai e important, da? Că atunci se are loc schimbarea. Și lăcuac pe ani, istoricul clipe. Acum a scot 90. Și jurnalul gândurilor mele câți ani are? Nu e pe ani, am 1000 de pagini. Am 1000 de pagini. Bătute deja. Și anul 1, ce înseamnă? Prima carte? Da, uite, nu mi-a mai luat nimeni un interviu de mult. Eu am următoarea chestiune. În fiecare zi din 2016, în fiecare zi, scriu pe o aplicație, dar bat la mașină, 500 de cuvinte. 500 de cuvinte. Eseu. Adică asta reprezintă, de fapt, jurnalul gândurilor. Da, este și o formulă pentru că eu povestesc activitățile mele intelectuale, cum ziceam. Deci e un fel de jurnal al gândurilor, dar gânduri intelectuale, în primul rând. Da, adică mai dau un exemplu. Nu sunt chestii casnice de pisică. Nu, de... dar e foarte... Eu vreau să dovedesc cu aceasta, uite că am făcut o declarație, de tip Zelenski, vreau să dovedesc cu aceasta că viața intelectuală este la fel de interesantă ca și viața unei vezi. Vă dau un exemplu. Deci am comandat la Anticariatul 1, că eu știți că sunt prieten cu anticarii, este o carte scoasă în 3 ediții de Universul când era bunica fată, de memorii. Și, apropo, m-am dus la acolo și... De aici vine expresia? În ce an a fost scoasă? În... 40. Sau e din totdeauna când era bunicul? Nu, era, da, era din totdeauna, dar era, a făcut 3 ediții. A dat titlul unei cărți. Problema era că eu nu găseam nicăieri. Nu, apropo de acribie, eu aveam acasă ediția din 42. Și am văzut că a scos și ediția în 44. Nu știam dacă a murit sau nu în 44. Zic, mă, te pomenești că ăsta a făcut o modificare. M-am comandat, asta e interesantă, ce înseamnă activitate intelectuală. Și zice...
costă dublu. Uh-huh. Aveam două exemplare. Una într-un raft și una... În câte volume? Nu, unul. Un singur volum. Nu, dar spun, îmi zice el anticarul. Costă dublu, da. De ce costă dublu? Care dedicație. A, deci oamenii au un raft de cărți, aceleași cărți vechi cu dedicații. Deci mare sucă, dacă e dat cu dedicații, așteaptă peste vreo... Păi uite, asta e o problemă, apropo, mi-am adus aminte. Sunt și acolo foarte... am văzut povestea cu Argenteanu, care nu vrei să o spui. Ba da, o spunem. Știind mulți oameni care știau despre prietenia mea cu Adrian Păunescu, mi-au cerut cartea cărților, unde avea toată poezia Adrian Păunescu și dacă se poate cu autograf. Și bineînțeles că nu mai sunt cărți cu autograful Adrian Păunescu. Și așa că o să vă iau cărțile astea, o să iau 100, o să cumpăr 100 de cărți și o să vă pun să le semnați. Pentru că o să valoreze dublu mai încolo. O să râdeți, m-a găsit unul la bibliotecă care cu asta se ocupă. A, da? Da, care strânge cărți mi-a cumpărat cartea, una de ele și la toate mi-a pus să semnez. Mai avea o chestie Mihai Tatulici. Că voia să facă interviuri cu personalități pe care să le dea după ce personalitățile nu o să mai fie. Adică trec dincolo cum ar veni. Da, dacă poți un minut să mai fii intelectual. O chestie foarte interesantă este, eu am lansat la această editură care am eu, Martorul Clipic, am făcut și o editură ca să pot să dau faliment, cuvintele unei mari român, adică o carte din 27 de culegeri lui Brăteanu. Și eu, că aici ajungem, eu am lansat o serie cărți descoperite de... În perioada interbelică sunt foarte multe cărți care au apărut, de exemplu, Felix Aderca a scris în 40, Petru cel Mare, sub pseudonimul Nicolae Popov. A, cărți care au apărut cu pseudonim, că nu putea... Nu, cărți din perioada interbelică care, unul, n-au drepturi de autor și nu sunt să le descoperi. Uh-huh. Și sunt descoperit. Asta când era pentru bunica... Pentru că n-a semnat cu numele nu, lui. Nu, chiar și când a semnat. Ah. Ele n-au mai fost reeditate. Adică ele zac undeva acolo. Cum era... Păi unde zac undeva acolo? Păi zac în biblioteci. În anticariate. Adică am găsit foarte multe cărți. Care sunt cele mai valoroase cărți pe care le aveți în biblioteca noastră? Nu știu. Ce mai valoros nu e o carte, este un ziar de 1.000.000 care este... singurul exemplar din ediția specială scoasă de legionari în noaptea rebeliunii. Mm-hmm. 1.000.000 m-a costat. 1.000.000 de ce? De lei. A, adică 100 de lei. Păi de 100 de lei. O dracu toate și 100. Câte o carte, am înțeles. Deci era singurul exemplar. Și cărți valoroase? Nu știu, nu pot să spun. Nu, nu, da, eu știu că în anii 90, când erați la evenimentul zilei și erați bogat, că nu mai știați ce să faceți cu banii. Am cumpărat foarte multe lucruri, obiecte și așa mai departe. Nu, mai ales cărți. Mai ales cărți. Păi și care e cea mai valoroasă carte? Nu știu, toate sunt valoroase. Toate sunt valoroase. Dar mi-aduc aminte că la un moment dat v-a vândut cineva, ați cumpărat Cartea de muncă a lui Nicolae Ceaușescu. A, documente, da, se alții. Păi vorbesc. Documente, da. Da, Cartea de muncă a lui Nicolae Ceaușescu, întrebă, era încă documente. Deci avea o carte de muncă Nicolae Ceaușescu. Da, chiar serioasă și era trecut și ca secretar general. Și era și din perioada în care fusese cizmar, nu? Da. Era? Da, era toată perioada aia și erau și, că la cartea de muncă se treceau și neamurile. Iar acolo am aflat că ăla era așa, nu știu cum. Și obiecte care cel și mai... Și am permisul de deputat al lui Gheorghe Iudeș din 46 și cred că un permis de port armă al lui Groza. Și obiectele, ați cumpărat și multe obiecte. Care e cel mai interesant, cel mai valoros obiect pe care îl aveți? Cel mai valoros este un ceas deșteptător cumpărat din bazarul din Iran, din Teheran. Am avut, dar nu le-am mai pus, am 6 ceasuri deșteptătoare de tip CFR care tică și dacă le dau drumul la toate, am o inspirație mai mare ca lui Eminescu. Că îți dă așa o... Păi nu, nu e un murmur de ceas. Da, tac, tac, tac. E o orchestră. Și după asta bate ăla cucu pe care mi-a trimis. Da. Ceas cu cuc. Apropo de... Nu, dar știți ce e foarte interesant la aceste negocieri? Că am fost și la în bazarul din Siria. Dacă te duci, e foarte interesant. Și întreb, cât costă ceasul ăsta? Și ăla zice, și nu negociezi, nu ți-l dă. Trebuie neapărat să negociezi. Da, ai o singură chestie. M-am dus în Siria în bazar și nu știu ce era acolo. Tot așa trebuia să cumpăr ceva, cred că o pendulă sau cam așa ceva și mi-a explicat o româncă siriancă cum se face. Când intri, îți zici, domnule, cât costă ceainicul ăla? Mm-hmm. Nu, ceainicul, nu ăla. Da. Deci, da.
Și începe o negociere cu el și zice, domnule, nu, nu plec, nu, nu mai iau. Și când ieși, zici, da, ceasul ăsta cât costă. Așa, pe picior de plecare. Da. Și zice, în lipă nepregătite. Nepregătite odată și ca să vândă ceva. Da, e stare să țin preț mai bun. Dar apropo de călătoriile astea, pentru că ele se regăsesc și în cărțile noastre. Acum ai cu Curtea Exploatarea Sânului Julietei. Da. Dar ele înainte se erau cu asta, un român rupt. Nu, e o serie în care intră și asta. Lumea de un român rupt în fund. Lumea văzută de un român rupt în fund. De unde nebunia asta? Pentru că ați avut o nebunie de a călători, de a vedea pentru un om născut într-un sat, în lumea satului. De unde nebunia asta de a călători și de a... Pentru că nu poți să înțelegi bătălia de la Waterloo dacă n-ai văzut Waterloo. Deci, înaintea oricărei călătorii, eu fac călătorii de cunoaștere numai. Am fost odată la plajă, m-a dus soția la Salonic și după jumătate de oră m-am plictisit. Adică zic, băi, stau și ce fac? La și plajă, m-am dus la o cafenea acolo. Știți o carte pe la o cafenea. Păi nu mă la cafenea. Deci trebuie neapărat să vedeți locul despre locul, care a citit nenumărate cărți. Problema e fascinantă. Înainte de a mă duce, eu citesc. Nu înțeleg nimic. După ce mă întorc, pentru că am imaginea, atunci eu mă ocup și citesc foarte mult. Și aveți imaginea locului și lucrurile se desfășoară. Da, te duci la Istanbul, am fost de două ori. Nu poți să înțelegi zidurile dacă nu le vezi. Mm-hmm. Adică, după ce le-ai văzut, poți să citești. Asta tot o chestiune de țăranie, să vadă el cu ochii lui. Păi, dar ca să poată să înțeleagă și să explice mai târziu. Păi, dar n-ai cum să înțelegi zidurile. Care e cel mai... locul care v-a emoționat cel mai tare pe care l-ați vizitat, care a simțit... să spunem, Duhul lui Dumnezeu, că a simțit că are ceva de genul ăsta. Ca atmosferă m-a impresionat cel mai mult ferma din noaptea de 14 spre 15 iunie, nu aia, da, cred că așa, 1815, unde a stat Napoleon și care, urmând multimedia de acum, plouă tot timpul. Era o energie specială. Nu, era... plouă. Ah. Pentru că plouând, el a pierdut din cauza ploii. A plouat... Am înțeles, știu că sunteți fascinat de tot. Nu, dar era ideea că îmi reda mie gândurile lui ăla că auzea că plouă într-una. Pentru că ploua. Păi nu, dar au făcut multe media, că mereu facem atât emisiuni la noi. Nu mai există muzee. Bun, dar la Ierusalim ați fost să vedeți... Nu m-a impresionat așa de tare, pentru că drumul al crucii plin de tarabe și nu are... Păi ați fost într-o zi în care era probabil foarte aglomerat. Nu, adică prea s-a transformat într-o chestie comercială. Niciodată, păi nu mă impresionează o anumită. La un moment dat găsesc ceva și... La balconul Julietei ați fost acolo? Păi acolo este comerț. În primul rând că n-a avut balcon, dar păi bineînțeles că e vorba totuși de o carte până la urmă, dar toată lumea e acolo. Și există un serviciu care răspunde scrisorilor trimise către Julietă. Da, o armată întreagă. S-a făcut și un film. Da, și... Dacă ar fi să-i scrieți o scrisoare Julietei, pentru că l-ați citit pe... Păi nu, era părerea mea este că cu ea e o problemă, dacă ai observat, deși are, cred că 14-15 ani. Ea e cea care îl îndeamnă la pat pe Romeo, să știți. Așa, și că în ziua de astăzi nu ar mai însemna nimic. Păi nu... Dar regii, câți ani aveau? Păi nu, dar vreau să spun că și în imaginarul nostru, noi credem că ea era o nevinovată, nu era deloc. Nu, e clar că era. El vinovat. E mai prost. Romeo, nu cred. Romeo... Păi el o invită, păi. Ea și e grăbită. Dumneavoastră, dacă ți erați invitat, nu vă duceați? Ce făceați? Păi nu, că el cam ezită. El e mai dar ce ea scrie Julietei, nu, dacă ar fi? Nu ce să scriu, da. Nu, serios, pe ea. Habar n-am. Nu știu, nu mi-am dat. Nu v-ați gândit la ce nu, să nu, cred, e o mașinărie. Bun. Deci locul cu energie, acolo unde a stat Napoleon. Da, am dat așa la întâmplare. Cel mai